Inteligența artificială este deja aici, chiar în buzunarul nostru și devine pe zi ce trece o tehnologie tot mai dezvoltată. Evident, se ridică întrebarea cum va fi folosită de către oameni, căci poate reprezenta o sabie cu două tăișuri. Va fi utilizată pentru control excesiv și în jocuri de putere? Sau va fi pusă în slujba omenirii să o ajute în scopuri general recunoscute ca fiind bune? Momentan nu știm răspunsul. Iar Uniunea Europeană vrea reguli până nu e prea târziu. Anunță că se opune folosirii inteligenței artificiale pentru urmărirea persoanelor. E o soluție pe invers față de China, acolo unde statul autocratic a perfectat urmărirea și Rusia, iată, îi calcă pe urme. Comisia Europeană vrea să interzică folosirea inteligenței artificiale pentru urmărirea persoanelor și clasificarea comportamentului lor, urmând să fie prevăzute amenzi de până la 4% din cifra de afacere a unei companii care încalcă noile norme cu privire la inteligența artificială, ce vor fi anunțate săptămâna viitoare, potrivit Reuters. Printre regulile ce urmează să fie propuse se numără garanții și autorizarea prealabilă pentru utilizarea inteligenței artificiale în aplicații considerate cu un grad mare de risc, care ar putea afecta sănătatea, siguranța, drepturile și libertățile fundamentale. Ale oamenilor, se precizează într-un document al executivului comunitar, scrie Agerpres. Noile norme ar pune Uniunea în fruntea procesului de reglementare a unei tehnologii care a generat îngrijorări cu privire la posibilele sale efecte sociale negative și la utilizarea sa ca instrument pentru controlul social de către guvernele autoritare. În schimb, susținătorii inteligenței artificiale o consideră drept un motor al creșterii economice. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să interzică sistemele de tip social scoring, pe fondul criticilor că unele companii abuzează de această tehnologie atunci când fac angajări, acordă credite sau iau alte decizii importante care pot favoriza grupurile privilegiate. Este sistemul creat în China, în cadrul căruia persoanele sunt clasificate într-un anumit scoring social în funcție de activitățile lor. Anumite drepturi și libertăți sunt acordate cetățenilor considerați model prin scorul mare. Pare că Uniunea Europeană nu vrea să calce pe aceste urme ale Chinei. Potrivit Reuters, în documentul Comisiei se precizează că utilizarea inteligenței artificiale în sistemele de identificare biometrică, în recrutarea de personal, accesul la instituțiile de educație, evaluarea credibilității și cererile de azil sau viză sunt considerate ca având un grad mare de risc. Astfel de sisteme ar trebui supervizate de oameni, iar organisme naționale ar trebui înființate pentru evaluarea și emiterea de certificate valabile pentru o perioadă de până la 5 ani. Amenzi ar putea fi impuse pentru conceperea și vânzarea de aplicații interzise pentru inteligența artificială, furnizarea de informații false către autorități sau refuzul de a coopera cu autoritățile. Sistemele de inteligență artificială utilizate la operarea armelor și în alte scopuri militare sunt excluse de la aceste reguli. Comisarul european Margrethe Vestager urmează să prezinte aceste reguli în data de 21 aprilie, fiind posibil să mai fie făcute unele amendamente. Propunerea Comisiei va trebui negociată cu statele membre și Parlamentul European înainte de a deveni lege.